înainte de a obține autorizația pentru realizarea unui bloc, tu trebuie să faci absolut toate lucrările de infrastructură. Și uneori autoritățile locale îți impun să faci o școală, să faci o grădiniță. Salutare, salutare! Aproape 40% dintre voi, cei care ne urmăriți în mod frecvent, sunteți abonați și asta mă flatează, vă mulțumesc foarte mult. Vă aștept și pe restul de 60% să dați click acum pe butonul de abonare, pentru că în felul ăsta ne ajutați să avem invitații din ce în ce mai fain în podcastul nostru, cum este și Antonela Comșa. Bine amit, Antonela! Mulțumesc pentru invitație, Daniel! Cu tot dragul! Antonela este cunoscută foarte bine în mediul imobiliar din România. Este de mulți ani președinta AREI, Association for Real Estate Investors, Asociația Investitorilor Imobiliari din România, și proaspăt director general adjunct al Meta Estate, companie de investiții listată la bursă, și păstrează încă până la finalul viitor, 2025, rolul și de CEO al Gran Via. Gran Via a fost până anul acesta unul dintre cei mai mari dezvoltatori din România. Peste 2700 de apartamente am vândut și noi. Doar 2700 apartamente. Vom discuta despre situația pieței imobiliare în general, despre situația proiectelor din București, perspectivele pe termen mediu și lung și un pic de flavor așa specific. Antonela, o să vă placă de ea, dar vă invit să urmăriți până la final ca să vedeți exact la ce mă refer. Eu sunt mai pragmatic de fel, Antonela, și o să te întreb direct, care e provocarea numărul 1 care ne confruntăm? Provocarea numărul 1? Să găsești acel proiect care să corespundă la momentul la care te apuci să-l construiești cu cerința pieței. Asta a fost pentru mine întotdeauna cea mai mare provocare. De ce? Foarte simplu, pentru că așa cum probabil știi și să le spunem și celor care ne urmăresc, de la momentul la care tu te gândești să realizezi un proiect și să obții o autorizație de construire până la momentul la care chiar îl începi să-l construiești, trece un timp. Și gusturile și necesitatea clienților se poate schimba radical. Și am avut o perioadă de pandemie în care lumea a vrut dintr-o dată la casă, în loc de apartamente, în care lumea a vrut dintr-o dată mult spațiu verde, multe terase și așa mai departe. Da? Și atunci, pentru mine, asta a fost întotdeauna cea mai mare provocare. Eu nu cred că am avut un proiect, sincer îți spun, la care să nu fac reautorizări pe parcursul execuției proiectului. Pentru că da, se schimba cerința cumpărătorului și atunci este logic. Un proiect de succes trebuie să fie un proiect care să răspundă cerinței cumpărătorului. Și când te gândești că tu, în momentul în care cumperi terenul până când livrezi ultimul apartament, durează pe medie cam 3 ani. O medie de 3 ani. Ești drăguț în București, poate să dureze și mai mult. De când am cumpărat terenul, de exemplu, pentru proiectul din aviației, până când a însemnat 2016, până când l-am livrat, a însemnat 2020, 4 ani. Și a fost un proiect mic. Da? Pentru faza a doua nici n-am mai apucat. După 4 ani de la achiziție am hotărât să-l vindem, că nu reușeam să obținem autorizația de construire. Deci pe lângă provocarea că trebuie să gândești în perspectivă, nu să zicem nu neapărat foarte lungă, dar totuși 3-4 ani pentru businessul din România, care e o societate tânără, o economie tânără, poate să fină 3 schimburi de lucru, perspective și viziune într-un timp destul de scurt. Adică pe lângă asta, mai ai și stresul autorizării. Adică nu ești sigur 100% când ai cumpărat, dacă nu ai luat deja cu autorizație, că o obții într-un timp rezonabil. Și mai ai și stresul modificărilor fiscale. Mai vine și asta on top. Mă întreb, tu ai condus Gran Via mulți ani. Gran Via vin din Spania. I-am studiat punctual câteva orașe mari din vestul Europei și problema autorizării e peste tot. Adică nu e Bucureștiul cel mai neautorizabil oraș din Europa, din contră. Chiar, față, de exemplu, față de Bruxelles, stăm foarte bine. Suntem cam la jumate din timp, poate chiar la o treime din timpul pe care are Bruxelles. Dar Bruxelles este capitala Europei. Da? Poate comparația e cea mai bună. Cum reușesc ei să tranzacționeze între ghilimele cu treaba asta? Adică cum o duc la capăt? Faptul că trebuie să cumpere un teren astăzi și se gândesc deja perspectivă nu de 3-4 ani, de 8-10 ani, poate, pentru proiect.
Se gândesc la perspectivă chiar mai mare. În Spania, pot să spun, unul din acționarii noștri a așteptat după autorizație de construire 7 ani. Mai mult de atât, nu numai că a așteptat după autorizație, dar acolo, funcție de dimensiunea proiectului și de ceea ce faci, înainte de a obține autorizația pentru realizarea unui bloc, tu trebuie să faci absolut toate lucrările de infrastructură. Și uneori autoritățile locale îți impun să faci o școală, să faci o grădiniță și trebuie să le construiești tu. Mai mult de atât, un anumit număr de apartamente, tu trebuie să le vinzi cu o anumită sumă, astfel încât să nu existe o separare între cei cu bani și cei care nu au suficiente fonduri, poate să cumpere în acel proiect. Da? Și atunci un anumit număr de locuințe trebuie să le vinzi la un preț mai mic. Sunt multe, multe diferențe, dar că ei sunt obișnuiți cu lucrul acesta. Adică nu e ca și cum s-a întâmplat peste noapte. Întotdeauna la ei a fost mai dificil de a construi și mai dificil de a obține, ultimii ani, vorbesc ultimii 20 de ani, da? Mai dificil de a obține o autorizație de construire. Dar acest lucru se reflectă în prețul proprietăților. Discutam, chiar de dimineață, discutam cu acționarul majoritar de la Gran Via și care îmi spunea: Antoanela, la noi pe Molina, în centrul Madridului, prețul apartamentelor pleacă de la 18.000-20.000 de euro pe metru pătrat. Util, da? Un loc de parcare 60.000 de euro. Da, dacă ne mutăm în București, unde avem și noi poate 10.000 de euro pe metru pătrat util în primăveri sau într-o zonă, un proiect butic, totuși noi nu avem 18-20 de mii de euro sau astfel de prețuri. Aceste, așa cum spuneam, perioada asta mare de timp se reflectă în prețul construcției. Pe de altă parte, însă, trebuie să ne gândim că ei sunt și foarte bine finanțați. Adică dobânzile la care se finanțează ei versus dobânzile la care ne finanțăm noi sunt mult mai mici. Ei sunt finanțați și pentru terenuri, bineînțeles că la fel ca la orice bancă, funcție de profilul dezvoltatorului, profilul companiei, istoricul cu banca și așa mai departe, ei au fost finanțați și pentru achizițiile de terenuri, ceea ce la noi nu se întâmplă și atunci este mult mai simplu. Ei au și altă legislație în ceea ce privește vânzarea, în sensul în care ei pot vinde de astăzi, dar au o condiție, trebuie să le dea cumpărătorilor o asigurare sau o scrisoare de garanție bancară pentru banii pe care îi primesc. De obicei dau o asigurare. Eu chiar am încercat acum câțiva ani, cred că vreo 6-7 ani, să vorbesc cu companii de asigurări, să vedem dacă nu putem să aducem acest produs și în România. Doar că România este văzută ca o țară de risc. Era văzută la momentul respectiv ca o țară de risc și nu s-a întâmplat acest lucru. Noi am urmat cumva modelul acesta în anumite faze de dezvoltare, când încă lumea nu ne cunoștea foarte bine, și noi chiar am dat scrisori de garanție bancară clienților pentru avansurile plătite. Deci, revenind la întrebarea ta, ei cumva e ceva normal pentru ei, perioada aceasta lungă, și repet, se reflectă în preț. Până la urmă, ai un randament mai mare pe total, adică construiești, să spunem, la un cost corect, da? Câștigi mai mult, ai profitabilitatea mai mare, deci poate că e una mea mai mare a investiției, a capitalului tău, dar trebuie să-l împarți la 7, 10, poate și mai mulți ani. Da, și după aia îți dă un randament anualizat nu atât de mare, probabil chiar mai mic decât avem noi în România, destul de probabil mai mic decât avem noi în România, și în final îți dai seama de fapt că simplu fapt că autorizația sau autorizările durează mai mult, ajung să crească în definitiv prețurile la imobiliare. Aceste avizi primarilor de orașe și de sectoare. Exact. Ideea este că, da, randamentul anualizat este mai mic în Spania, clar, decât în România. Dar ei se simt la ei acasă, nu într-o țară la 4.000 de kilometri, în care uneori nu cunosc legislația, nu înțeleg. Mi-aduc aminte, 2013-2014, primii mei ani în Gran Via, era destul de dificil și tot timpul aveam discuții, da, dar la noi este așa. Și eu spuneam, da, la voi este așa, dar în România este altfel. Și chiar și acum mai am anumite discuții cu ei, pentru că România, din păcate, nu a armonizat toată legislația cu legislația europeană și sunt lucruri care într-un fel se întâmplă în România și într-un fel se întâmplă în Spania. Și întotdeauna discursul meu este, unde faceți business? În România?
trebuie să respectați legile din România și ce se face în România. Corect. Partea bună e și probabil că de aceea am și rămas atât de mult timp cu ei, că m-au lăsat întotdeauna să fac ce vreau și au fost foarte înțelegători. Adică în momentul în care le-am spus trebuie să facem așa pentru că în România așa se face, a fost super ok. Prima fază pe care am și dezvoltat-o în proiectele noastre, mi-aduc aminte și acum, în 2013, am realizat un proiect împreună cu un acționar de-al nostru, arhitect în Spania. Un arhitect foarte bun din Bilbao și care are proiecte frumoase și așa mai departe. Și eu când am văzut proiectul, am zis, nu se poate, nu putem să construim așa ceva. Antonella, nu se poate, trebuie să putem, că uite, Pepe a construit atâta, în Spania se vând, se fac. Bineînțeles că n-am avut deloc succes, deloc succes. Am vândut, dar greu am vândut. După care am zis, din momentul acesta, eu construiesc cu arhitecți din România, care știu ce vrea clientul din România. Și din momentul acela am construit doar cu arhitecți din România. Pentru că da, suntem latini și noi și ei, dar totuși suntem diferiți. Suntem diferiți și totuși Madridul în Uniunea Europeană este al doilea oraș ca dimensiuni, după Berlin. Și deja vorbești de o rată de la simplu la dublu. Deci din start, pe lângă faptul că este Spania, o economie cu mai multe state în Europa decât România, care poate fi și un avantaj și dezavantaj în același timp, da? E și un oraș dublu ca populație și are și niște artefacte de-astea foarte puternice, cum este Real Madrid și așa mai departe, plus că e centrul de business al Spaniei și în mod natural își merită locul și e cumva se înțelege de ce vin cu perspectiva asta când vine în România. Dar întorcându-ne înapoi către Bucureștiul nostru, crezi că ar fi un sfat bun pentru cei care conduc orașe, administratorii publici, cum îi numesc eu, ca să nu numesc politicieni, că nu-mi place cuvântul politicien deloc, ar fi un sfat bun să caute o formulă de eficientizare a procesului de autorizare astfel încât să fie cât se poate, că înțeleg că e provocator, că sunt multe părți implicate, multe avize, multe așa în parte, mult urbanism acolo, dar să poată autoriza mai repede clădirile gândite corect în spiritul comunității și al zonei urbane în care se dezvoltă, ca să ajute piața să devină mai ofertantă și automat să țină prețurile cumva în check, în control, sau nu? Cum mai bine în final? Mai bine să reții 10 ani să autorizezi sau mai bine să dai drumul repede? Vezi că sunt două perspective foarte interesante, diferite, dar plusuri, minuse. Părerea mea este că trebuie să analizez, n-aș da 10 ani, pentru că în 10 ani se pot întâmpla foarte multe, iar viața ne dovedește și ceea ce s-a întâmplat, repet, în ultimii ani, cu pandemia, cu războiul din Ucraina, cu toate, că lucrurile o pot lua razna imediat. Și atunci tu trebuie să te gândești în perspectivă și trebuie să te gândești la necesitatea orașului. Ce are nevoie orașul? Păi, orașul are nevoie să se dezvolte, da? Dacă vreau să-ți dezvolt orașul, cum pot să dezvolt orașul? Dacă am bani, pot să dezvolt orașul. Pot să fac străzi dacă am bani, pot să schimb conducte dacă am bani. Pot să fac foarte multe dacă am bani. Și de unde îmi vin banii? Cum se realizează bugetul unui oraș? Banii vin din taxe, da? Și banii vin și de la guvern, o parte din taxele celor care locuiesc aici, da? Și lucrează. Păi bine, și atunci cum aș putea? Ce taxe se plătesc când se construiește? Păi când se construiește, se plătește o taxă de autorizație de construire, da, care merge către primărie, dar ulterior, eu primăria încasez ce? Impozitul pe proprietate. Da? Deci eu pot să am bani și pot să, dar totodată nu e neapărat nevoie să accept toate proiectele. Adică dacă aș avea o legislație clară, dacă aș avea niște lucruri prestabilite și dacă totuși trăim în epoca ChatGPT, AI și așa mai departe, digitalizare, auzim atâtea, acest proces ar putea foarte ușor să fie digitalizat și astfel încât tu să poți să-ți obții un certificat de urbanism nu în 3 luni, da? Ci pur și simplu într-o săptămână, pentru că dacă ai introduce în baza de date toate terenurile, ar fi extrem de simplu. Și cu istoricul și tot, ai apăsat doar un buton și ai vedea. Uite-te acum în Terra, în programul Terra. Te-ai dus, da, pentru toate acele terenuri ce sunt cuprinse și ai să vezi, poți să ceri imediat un extras de carte funciară, să vezi ce s-a întâmplat.
Nu e chiar o filozofie în epoca de astăzi. Eu aș căuta un mix între cele două. E clar că n-aș aproba acele proiecte unde nu am infrastructura necesară și toată lumea, când se gândește la infrastructură, zice, n-avem străzi. Nu, infrastructură nu înseamnă doar străzi, infrastructură înseamnă mult mai multe. Și, ca să nu zic autoritățile, administratorii, să nu zic și politici, administratorii noștri au și la îndemână un, să zic așa, o legislație care spune, domnule, administrația publică locală poate să impună dezvoltatorului să suporte total sau parțial anumite costuri pentru infrastructură dacă ele sunt prea dificile din punct de vedere economic sau tehnic pentru administrația locală. Da? Cum de altfel am văzut că se întâmplă astăzi în sectorul 6, unde și îl stimez foarte mult pe domnul Ciucu. Domnul Ciucu a emis autorizații de construire spunând recepția imobilului se va realiza după recepția drumului. Și atunci, bineînțeles că dezvoltatorul Știe ce a de făcut. Așteaptă până face primăria drumul și primăria s-ar putea să n-aibă bani să facă drumul următorii 10 ani sau face ea drumul pe banii ei și atunci face și recepția. Dar numai asta, am văzut sectorul 6 și grădinițe, școli pe care le cer. Spui, îți dau autorizație, îți dau metri pătrați pe care îi vrei, dar trebuie să-mi dai zona asta de utilitate publică, nu ți-o pun în cut sau se găsește un mecanism prin care să se așeze, să se reconcileze cele două lucruri. Și așa mi se pare vestic. Știu că să se uite câțiva zbători că zică da, și asta, Daniel, cu atâtea chestii care avem riscuri, să facem și asta. Da și nu. Eu aș spune că da mai mult. Adică mi se pare fair pentru comunitate. Până la urmă, ce este o comunitate în final sau un oraș? Este un, este un grup de oameni care caută să trăiască bine împreună. Da, e să duc acolo. Da. Lumea nu înțelege, sau dezvoltatorii uneori nu înțeleg că, de fapt, poate în primă instanță poate părea un lucru dificil, da? Dar până la urmă, orice facilitate pentru clientul final nu face altceva decât să sporească valoarea proiectului tău. Eu mă uit pentru mine, mie cel mai de succes, cu toate că s-ar putea colegii mei să mă tragă de urechi, mie mi s-a părut proiectul de la parc, de la Gran Via Lujerului, da? De ce? Acolo, în comunitatea respectivă, trecem peste faptul că au foarte mare grijă de spațiile verzi, lucrează împreună ca totul să meargă foarte bine și așa mai departe. Vezi anunțuri sau vezi întrebări de genul vreau să cumpăr un apartament, cine vinde? Vreau să închiriez un apartament. Dacă cineva scrie vând un apartament, dacă n-ai sunat în primele 3 ore, apartamentul s-a dat deja. Da? Și n-am vândut ieftin acolo, totuși, da? Ceea ce înseamnă că lumea își dorește să locuiască în acel proiect. Avem un parc de 4.000 și ceva de metri pătrați, am gândit o clădire pentru grădiniță, suntem în discuții cu cineva acum ca să o preia, am vândut parterul unuia dintre blocuri pentru o școală de limbi străine, una din cele mai bune, adică am căutat să avem un mix, da? Acest lucru a făcut exact ce spuneam, a dus la succesul proiectului. Da, deci practic, deși investiți de capital, trebuie să construiești o școală, niște metri pătrați, sunt niște sute de mii sau chiar milioane de euro investiți acolo. Per total, costul respectiv îl scoți din simplu fapt că tu vinzi cu câteva sute de euro mai mult pe metru pătrat și deja ești pe profit, numai din treaba asta. 500 de mii de euro am investit în ce înseamnă spații verzi în proiectul de la Gran Via. S-a întors? Da. 100% s-a întors. Da. Super. Știi că în România, și chiar în lume, dar în România e și mai pregnant, a fost și un pic așa de război în ultimii ani, două tabere foarte încrâncenate. Dezvoltatorii nu-s văzuți foarte bine. Nu toți, dar nu-s văzuți foarte bine. Adică există așa o percepție din asta ușor negativă, pe care în momentul în care te afiliezi cu simpla idee de dezvoltare imobiliară, deja ți-ai luat așa, ești într-un șablon, știi? Nu zic cum e acel șablon, cu toții. Mafia imobiliară, rechini imobiliar, da. Don't tell me, cunosc foarte bine. Până și Ian de la Speeder, că a fost acum câteva săptămâni, nu zicea, știu un cuvânt în română, rechini imobiliar. Ian este extraordinar. Ian fiind belgian. Da. Cum s-a ajuns aici și cum depășim povestea asta? Cum depășim, o văd, fiind serioși? Da. Adică e clar, fiind serioși și comunicând mult pe acest lucru, adică lăsând lucruri în urmă.
Eu cred că există o masă critică în orice, adică trebuie să fie acea masă critică de lucruri serioase, bine făcute, ca percepția să înceapă să se schimbe. Și dacă te uiți și la România per se așa, ca să zicem, un întreg, și mai ales marile orașe, gen București, Oradea, Timișoara, Iași și așa mai departe, par mai serioase sau încep să pară mai serioase, ușor, ușor. Nu suntem încă în vest, suntem totuși la graniță între Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic, dar parcă încep să arate mai bine. Dau exemplu Oradea tot timpul, noi suntem foarte activi acolo local, e o splendoare orașul. Dar începe să arate mai bine pentru că s-a atins acea masă critică de lucruri bine făcute. Dacă mă uit cum arăta Oradea acum 20 de ani, eu eram angajat într-o companie de media și a fost prima mea vizită, printre primele vizite în Oradea. Era un dezastru. Era efectiv dezastru. N-am înțeles nimic din acel oraș. Dacă te uiți astăzi, este o mică Vienă. Administrația, Daniel. Administrația. Interesant. 50 la... Eu întotdeauna am spus, atenție, Bucureștiul s-a dezvoltat haotic. Sunt de acord că ce s-a întâmplat în ultimii ani, nu în ultimii ani, în 2007, urmare 2007, 2008, 2009, 2010, nu se poate să vezi un cut de 7, mi se pare un coeficient de utilizare al terenului de 7 pe un teren mic, mi se pare o nebunie, da? În condițiile în care tu n-ai străzi, n-ai parcări, n-ai nimic, nu ai unde să ai spațiu verde și așa mai departe. Din păcate, și eu întotdeauna am spus și revin ca ce ți-am zis mai devreme, administrația la Oradea, lucrurile acestea nu s-au datorat doar celor care au alergat după profituri, respectiv dezvoltatorii, cât și administrației publice. Pentru că dacă eu nu primeam o autorizație de construire, n-aș fi putut să construiesc acel proiect urât, dacă nu mi se făcea recepția, dacă nu mi se semna recepția, n-aș fi putut să vând, închiriez, whatever. Da? Deci, autoritatea publică ar fi putut să nu mă lase să urățesc acest oraș. Adică să fim serioși, am văzut proiecte în care o casă era înconjurată pe trei laturi, o casă parter și etaj, înconjurată pe trei laturi de un monstru de birouri de 5 etaje. Da? Nu e corect. Eu astăzi văd proiecte și am discuții, nepotul meu este arhitect. Și tot timpul sun și spun, măi, tu ai văzut proiectul X sau proiectul Y? Păi, aia care stau la parter nu or să aibă în viața vieții lor lumină, da? Pentru că sunt clădirile foarte apropiate. Cum au ajuns acele clădiri acea apropiate? Legislația. Deci, eu consider că, da, până nu avem o legislație clară, care să fie și aplicată de către autoritățile publice, nu vor exista întotdeauna dezvoltatori care vor căuta să ocolească legea. Da? Sau nu, să o interpreteze. Pentru că asta e marea problemă, că se interpretează. Fiecare o interpretează după ureche. Și eu cred, și aici și tu poți să faci acest lucru cu podcasturile tale și așa mai departe, mă gândeam și eu la un moment dat să încep să fac acest lucru, să educăm clienții. Pentru că este foarte clar că un proiect care nu respectă legislația și care nu este bine realizat, dacă nu există client final, la un proiect, la două, la trei, lumea va începe, dezvoltatorii vor începe să schimbe mentalitatea. Adică să ne înțelegem, eu văd astăzi proiecte, foarte mulți dezvoltatori micșorează mobilierul. Și vezi un dormitor, din păcate, sau mă rog, din fericire, se achiziționează foarte multe apartamente în format hârtie, să zicem. Clientul nu le vede. Și îți spune cineva în față un plan de dormitor în care ți se pare că patul ocupă 30% din dormitor, când în realitate patul ocupă 80% din dormitor. Sau ai o bucătărie unde ai o masă și patru scaune și front de lucru și tot ce vrei tu, dar dacă te ai cere de curiozitate lățimea bucătăriei și ai vedea că este de 1,85 m, un simplu calcul ți-ar arăta că este imposibil. Da? Deci, din păcate, e un mix aici și eu cred că doar educarea clientului și o legislație clară ar putea să schimbe percepția. Noi la asociație am încercat tot timpul și m-am alăturat Asociației Investitorilor pentru faptul că îmi doresc să nu mai existe dezvoltatori care nu respectă legislația.
pentru faptul că îmi doresc să avem proiecte frumoase. Repet, nu mai vreau să văd proiecte înghesuite între case, blocuri, să nu aibă lumea intimitate, lumină și așa mai departe. Și eu cred că acest lucru îl putem face cu Asociația Investitorilor, printre alte lucruri. Noi discutăm foarte mult cu autoritățile publice în vederea modificării legislației. Și acum, clar, București așteaptă un pug, e în lucru, toată lumea speră ca lunile următoare să iasă prima versiune și de asemenea codul urbanismului care va reuni toate foarte multă legislație, aproape din ce spunea, din ce auzisem, sunt 17 acte normative și legi incluse în acest cod al urbanismului, spunea domnul Dumitrașcu, și ele cumva vor lămuri și vor clarifica multe aspecte și atunci da, putem să ne gândim că se va transforma un pic piața dezvoltatorilor. Dezvoltatorii serioși, instituțional mai ales, și cei instituționali, sunt astăzi, din fericire, foarte atenți la ce se întâmplă și respectă legislația. Dar, cum spuneam, din păcate, eu la Meta am ocazia să văd și proiecte care nu sunt în regulă. Da, cunosc, facem practic același lucru în două companii. Lumea mă întreabă, lumea zice, da. Bun, dar uite, am un proiect și eu zic, da, dar nu e corect, nu e bine autorizat. Mai discut cu băncile câteodată, că fiind finanțat atâta timp și mă mai sună oamenii de la bancă, mai discut cu ei și le sun și spun, mă, voi ați finanțat proiectul ăsta. Cum le-ați finanțat? Că autorizația nu e în regulă. Și cum adică nu e în regulă autorizația? Nu e. Păi de ce spui asta? Pentru că în conformitate cu legea, el are, vorbesc ipotetic, are subsol cu parcări și trebuia cu 50 de parcări și trebuia un aviz ISU. Nu i s-a cerut avizul ISU prin autorizație. Legea 50 e foarte clară ce avize trebuie să obții. Orice autorizație de construire emisă cu încălcarea legislației este nulă. Da. Lucruri care se întâmplă astăzi. Deci tu spui că soluția este mai sus, este la reglementare. La reglementare. Altfel nu. Prin firea omului, n-ai să poți să-i stăpânești pe toți și să poți să ai, într-adevăr, proiectele pe care o capitală europeană, dacă vorbim de București, le-ar merita. Și, repet, și în Oradea. Crezi că dacă autoritatea publică ar fi lăsat așa să facă cine vrea, ce vrea, când vrea, s-ar fi transformat Oradea în ceea ce este astăzi? Am niște dubii. 100%. Îi cunosc personal pe cei care administrează Oradea și sunt niște oameni de bună factură, dar care impun reguli. Care impun, e important. Știi ce mai e important? Și că impun reguli, sunt extrem de atenți în executarea lor. Sunt extrem de atenți, dar și își dau interesul, Daniel. Am fost la un dat la München, la o expoziție, la Expo Real, și m-am întâlnit cu cineva din Oradea, de la autoritatea publică. Alina Selaghi, probabil, da. Cu Alina, da. Deci, tot respectul, îmi spunea, noi eliberăm o autorizație de construire în 7 zile. Zic, autorizație poate certific. Nu, autorizație de construire în 7 zile. Da? Da. Adică, și spunea, eu am plecat din mediul privat și m-am dus la primărie pentru că am zis să încerc și altceva. N-am crezut că o să pot să fac ceva, dar a avut sprijin și a putut să facă. Și s-a înconjurat de oameni în regulă și atunci clar că lucrurile merg. Din păcate, mai e și asta o problemă, că avem totuși oameni care lucrează în autoritatea publică și care nu cunosc foarte bine legislația. Și atunci le teamă, când le teamă nu eliberează sau cer și ce trebuie și ce nu trebuie. Cred că asta e responsabilitatea noastră, a liderilor, să ajungem să-i formăm și pe acești oameni. Problema este un pic totuși în sistem la capitolul ăsta, că zicem că vrei să te implici în administrație publică, da? Alina are cumva un rol într-o autoritate separată. Separată, da. În ADLO. Și e mai ușor să implementeze, că acolo poți să facă planul pe termen lung. Știi că spunea Elon Musk la un moment dat cu SpaceX că el refuză, se oprește raportarea trimestrială. Deci o companie precum SpaceX nu poate să raporteze trimestrial pentru că e gândește pe orizont de 10 de ani. N-ai cum, adică
nu se vede, nu, cifră nu o să dea niciodată, pentru că vorbești de investiții masive. Așa și ADLO, Autoritatea de Dezvoltare Locală Oradea, proiectele se gândesc pe 10 de ani și are acest avantaj. În schimb, un primar, un administrator public, când vine și câștigă un mandat, are 4 ani, nu? Sau 5? 4 ani. 4 ani. Și în 4 ani, cu presiune, cu plăți, cu uneori conturi blocate, cu alți administratori publici care spun, a, n-ai făcut bine, ne-a ajuns bine pe scaunul, că deja n-a făcut bine. E greu să aibă timp să se mai dedică, să se dedice să formeze și echipa. Însă, totuși, poți. La Oradea, tot la Oradea ajungem și la Cluj, la poate și alte orașe, Alba, Sibiu, Brașov, au reușit pentru că aveau deja un cleu de oameni pe care i-au adus repede. Aici cumva stă în pregătire povestea, știi? Uită-te la sectorul 6, totuși. Sectorul 6, da. Domnul Ciucu și-a adus oameni competenți în jurul lui. Da? A păstrat oamenii competenți din vechea legislație. Ne uităm la arhitectul șef, domnul Bera, care e acolo de mult timp. Dar vedem că l-a adus pe domnul Munteanu, l-a adus pe domnul Suciu, a adus mulți oameni cu competențe. Da? A putut și a vrut. Că, de fapt, până la urmă, avem aceste două verbe. A vrea și a... Și dacă pot, da? Uneori... Mai și a... Da, avea de fapt motivație, dar a vrea și a putea, corect. A vrea și a putea. Da. Și pe asta ai resurse, că tot a putea înseamnă. Resurse ai, sincer îți spun. Adică eu cred, eu spun exemplul meu. Eu m-aș duce astăzi să lucrez într-o autoritate publică. Pentru că am o experiență, eu vin cu experiența de cealaltă parte. Știu și ce aș fi vrut să fac eu de cealaltă parte. Adică știu unde să mă uit. Doar că acum la noi știm și cu toții, multe angajări, angajări blocate și așa mai departe. Chiar și râdeam cu cei de la șase că îi spuneam, domnul Bera, eu în 2026, dacă aveți vreun job pe aici, pe la urbanism, autorizație de construire, eu vin să lucrez. Pentru că, da, am o experiență, nu neapărat salariul contează, pentru că am reușit și eu să am totuși o situație materială bună, efectiv aș face pentru că aș face pentru oraș, știi? Dar asta este vestul că până la urmă trebuie să găsești oamenii care să-și dorească să facă acest lucru. Și aici cred că, exact cum ai spus tu, și noi trebuie să facem ceva, știi? Complex. Da. Ok, și totuși, cum ne-am câștigat? Nu și-a dorit lucrul ăsta. Această paradigmă de rechini imobiliari. Mă refer la dezvoltatorii care au făcut lucruri mai mult sau mai puțin licite. În final, cum spuneai și tu și mi-a plăcut asta, toți oamenii vor găsi o portiță în orice. Întâmplarea face că în imobiliare e pe bani mai mulți. Și atunci ideea de rechin merge bine cu povestea asta pentru că rechinul e mai mare. Și pentru că sunt mai mulți bani în joc, atunci oamenii percep lucrul ăsta. În esență, și eu sunt total de acord că reglementarea este cheia. Deci tu spui că, de fapt, lipsa ei până acum a dus la acest haos. Că dacă ar fi fost reglementare, n-ar fi fost rechini imobiliari. Da, cu siguranță. Dacă ar fi fost, la un moment dat, procesul verbal de recepție, HGR 273, dacă mi-aduc aminte bine, spunea că recepția se realizează cu o comisie de 5 persoane. Din cele 5 era cineva de la Autoritatea Publică Locală, cineva de la ISC și 3 reprezentanți ai dezvoltatorului. Da? Și recepția se considera acceptată dacă se lua cu majoritatea. Care e majoritatea din 5? Păi sunt oamenii dezvoltatorului. Așa e și acum? Acum nu mai zice așa, că s-au gândit ei că nu e bine, mă rog, și-au dat seama că nu e bine. Și acum atât primăria cât și SC-ul sau când e necesar ISU au drept de veto. Și atunci, adică, da, asta spun. Cel de la primărie sau de la ISC să și vrut, chiar dacă ar fi vrut, nu putea să oprească o construcție ilegală. Da? Pentru că legea spunea 3 din 5. Și ce nu înțelege lumea, uneori, și într-adevăr revin la iarăși PUG, codul urbanismului și așa mai departe, foarte multă lume dă vina pe de ce primarul a dat autorizație, de ce a semnat primarul autorizație. Lumea trebuie să înțeleagă un lucru foarte clar.
nu degeaba din Străbuni, avem a semnat ca primar. Da? În primul rând că el nu trebuie să se priceapă, are oameni sub el care îi aduc niște hârtii semnate de ei. Da? Bun, unul la mână. Doi la mână. Atâta timp cât un dezvoltator prezintă toate documentele necesare obținerii autorizației de construire în conformitate cu legislația în vigoare, primarul este obligat să semneze. Altfel se numește abuz de putere. Și primarul este amendat. Facem o paranteză? Eu i-am făcut o plângere domnului Mihaiu și a fost săracu amendat cu 6.000 de lei când mi-a semnat o autorizație de construire în timp. Da? Avea și n-avea dreptate, dar legea e foarte clară, da? Deci nu are ce să facă. El nu poate să zică nu vreau să semnez pentru că nu vreau să semnez, pentru că altfel el va fi dat în judecată, va trebui să plătească penalități și să nu uităm că avem clar în București un caz care se numește Constanța și care încasează foarte multe milioane de la primărie, da? Trebuie făcut ceva în privința asta a legislației. Complex. Hai să trecem un pic în zona de perspective pentru mai departe. Da. Ai plecat, sau mă rog, ești încă în Gran Via pentru acești 2 ani, până în 2025 inclusiv, dar ai plecat către zona de investiții, către Meta. Da? Investițiile de regulă se fac atunci când ai speranțe în viitor. Adică te gândești cu o perspectivă pozitivă că se va întâmpla ceva în viitor. Poți să faci investiții și când n-ai perspectivă pozitivă, dar te gândești totuși că și dacă ai o perspectivă negativă pe termen scurt, ai niște ani în care piața este cinită într-o recesiune, la un moment dat lucrurile se întorc și sunt din nou pozitive. Meta, compania pe care, una dintre companiile care reprezint și eu, Hubix, sunt active în zona de investiții și credem mult în evoluția economică a României, care mai departe este motor de creștere pentru evoluția pieței imobiliare pe toate palierele, rezidențial, industrial, comercial, așa mai departe. Cum evaluați sau cum evaluezi tu potențialul ăsta de creștere mai departe? Adică după ce indicatori îți bazezi, pe ce indicatori îți bazezi deciziile atunci când spui proiectul ăsta este investibil și aș investi fie ca fond de investiții, fie ca dezvoltator și pe care nu? Când te uiți într-o perspectivă de 3-5 ani, cum spuneam mai devreme? În primul rând iau un calcul locația, orașul. Da? Foarte multe comentarii sau păreri ale celor din jur pe care le aud sunt unde se construiește atât, am scăzut ca număr de locuitori și așa mai departe. Ceea ce nu înțelege lumea este că avem o foarte mare, exceptând migrația România-Vest, avem o foarte mare migrație de la sate, orașe mici către orașele mari. Uh-huh. Da? Și atunci în orașele mari este foarte clar că întotdeauna vei avea un client, un client căruia să-i închiriez, să-i vinzi investițional. Mă uit la puterea de cumpărare a celor care locuiesc în orașele respective. Mă uit cam care sunt salariile medii, ca să-mi dau seama ce ar putea să-și permită fiecare să achiziționeze. Pentru că până la urmă mă uit la prețul unității și mă gândesc la fiecare proiect care este masa critică a celor care ar achiziționa acele apartamente. Da? Spre exemplu, eu astăzi în București, dacă mă întreb pe mine, clar aș începe un proiect ce se va finaliza în 2000, ca aș cumpăra un teren să realizez un proiect pe care să-l finalizez 2026-2027. Pentru că eu în perioada respectivă nu văd prea multe proiecte în piață prin lipsa autorizațiilor de construire. Și dacă nu se va realiza ceva cu PUG-ul și cu codul urbanismului, probabil nu vom vedea nici următorii 2 ani, pentru că excepție acele mici bloculețe pe terenuri mai mici de 3.000 de metri pătrați, pentru că asta este legislația Bucureștiului astăzi, PUG-ul îți impune să realizezi o documentație specială pentru terenuri peste 3.000 de metri pătrați, iar legea îți cere să realizeze aceeași documentație specială pentru terenuri unde schimb destinația terenului. Și Bucureștiul a avut și are în continuare multe terenuri care au fost zone industriale, orice, nu mai rezidențial, nu. Și cum suntem în 2024, în curând se împlinesc 4 ani de când nu s-a mai aprobat o astfel de documentație,
vom avea o lipsă de apartamente în București. Pe de altă parte, nu aș cumpăra, sincer să spun eu astăzi personal, nimic în zona Pipera Voluntari. Pentru că faptul că Bucureștiul nu a avut autorizații de construire și nu a avut, foarte multă lume s-a mutat către Voluntari. Că nu au avut autorizații noi. Noi, okay. Da. Mm-hmm. Și sunt foarte multe autorizații și foarte multe proiecte pe Voluntari. Aș cumpăra, bineînțeles, dar depinde de preț. Vedem o presiune, am văzut un proiect în zona respectivă, un apartament de 3 camere cu 2 locuri de parcare și cu TVA inclus, 160.000 de euro. E totuși un preț, da? 1.400-1.500 de euro metru pătrat util e un preț mic astăzi, da, pentru București. E foarte bun, da. Foarte bun. De ce? Pentru că există această presiune... Spui și unde, dar după. Da, spun după. Există această presiune pe dezvoltatori să-și recupereze banii rapid. Mă rog, e și o politică, ei construind în acest proiect se construiește nu cu fonduri de la bancă, ci cu banii clienților. Bănuiesc la ce proiect te referi. Da, bănuiesc la ce proiect mă refer, da. Și atunci, da, sunt zone în care eu astăzi aș cumpăra, funcție de preț, de ce există în împrejurimi. Am fost chiar săptămâna luni, cred, da, am fost și am văzut un proiect în sectorul 6. Dacă inițial m-am gândit că, domnule, cam departe, cam nu știu ce transport are. În momentul în care am ajuns acolo, pe teren, mi-am dat seama că da, e aproape de viitorul spital propus de sectorul 6 și care probabil se va întâmpla. Se construiesc niște străzi, există niște supermarketuri, există multe lucruri în zonă pe care nu aveam de unde să le știu și prețul era foarte competitiv. Și asta îi spuneam celui care vrea să dezvolte. Da, recomandarea mea pentru Consiliul de Administrație la Meta va fi să cumpărăm un pachet de apartamente în acest proiect. De altfel, analizăm foarte bine aceste proiecte și nu știu dacă ai citit ieri știrea, noi doar ce am ieșit din proiectul Mob Expert, unde am avut un IRR de aproape 30%. Adică ați fost în acționat o companie? Nu, am făcut o achiziție de pachet, early stage, da. Uh-huh. Și atunci, unde văd eu, din păcate, nu văd nimic, nu întrevăd nimic bun pentru piața de birouri, da? Uh-huh. Pentru că acestea nu poți să construiești birouri pe 3.000 de metri pătrați, pe un teren de 3.000 de metri pătrați. Și nu știu dacă cererea este încă solidă. Deja sunt 4 ani de la pandemie și încă nu și-a revenit piața. Nu și-a revenit, dar eu pot să spun că am o prietenă care lucrează în domeniul IT și lucra o zi pe săptămână de la birou. De 2 săptămâni le-a zis 3 zile pe săptămână la birou. Da? Adică totuși lumea începe să se întoarcă la birou. Studiile de la Pipera spuneau că traficul pe metrou a revenit la traficul de dinaintea pandemiei. Poate că îți duc mulți la mult la promenada. Da, e adevărat ce spui tu, că cererea nu, dar să construiești o clădire de birouri îți ia 3 ani. Îți ia, da. Da? Și atunci, pe de altă parte, eu ce îmi doresc, Daniel? Îmi doresc să dezvolt orașul. Cum dezvolt orașul? Atrăgând ce? Companii care să plătească, să facă angajări, să plătească taxe, impozite și așa mai departe. Băi, compania aia se uită dacă are unde să-și aducă oameni, unde să instaleze. Și tu când ai un anumit metri pătrați de birouri, care nu avem totuși cât e rata de neocupare la birouri. No, e okay. Da, e ok. Adică... E ok. Cred că un soi de... modificarea percepției de ce înseamnă birou s-a creat deja. Mă uit inclusiv la noi, ne-am mutat recent în nou sediu. Tot colaboratorii noștri pe două companii, The Concept și Access Finance, suntem undeva 60 plus de oameni. Aici în cap, nu știu, 20 ceva poate. Dar niciodată n-a fost gândit acest sediu să țină 60 de oameni. Da. A fost gândit, mă rog, oricum sunt și colaboratori, vin, pleacă. A fost gândit să fie ca un hub în care să poți să vii, să-ți faci poate niște ședințe importante care trebuie prezență fizică și să ai o zonă de open space, common workspace, da, spațiu comun de lucru și sal de conferință și studio și așa mai departe. La o scară mică,
ce am povestit acum, dar și pentru companii precum, eu știu, Vodafone sau așa mai departe, sunt convins că au gândit-o cumva la fel, că până la urmă își diminuează și costurile și creează și un soi de vibe așa intern, interesant, fain. Vii, uite, îi face pe oameni, nu se lucrează mai de acasă, mai poți să vii și la birou. De ce? Uite, că am transformat sediu și nu că joci ping-pong, că vii să muncești, dar măcar e o zonă în care te simți bine că vezi niște oameni, nu vezi doar niște ecrane. Totuși spun asta noi, că soțul surorii mele lucrează acolo. Și totuși noi suntem niște ființe sociabile și studiile spun că 80% din limbajul nostru nu este verbal. Eu am constatat cu cei din Gran Via, cu colegii mei de la Gran Via, că ne place mai mult. Noi, acum ne mai având activitate, fiind doar de să terminăm proiectul din fabrica de gheață și să vindem asset-urile companiei, suntem 6 oameni cu toții în Gran Via. Și atunci toată lumea este, lucrează de acasă. 90% toată lumea e de acasă. În momentul în care ne întâlnim la birou, îți spun sincer că simt și nu numai că simt, chiar mi-au spus că poate totuși dacă vine, că eu am zis, dom'le, n-are sens, avem un spațiu foarte mare de 200 și ceva de metri, să încălzesc pentru 6 oameni 200 și ceva de metri și să toate cheltuielile aferente, pe perioada iernii cel puțin lucrăm de acasă. Și acum am spus, de-abia aștept să se încălzească, să venim la birou. Să venim la birou, da. Da? Nu vom mai munci probabil 5 zile de la birou, oricum trendul e să lucrăm 4 zile pe săptămână în loc de 5, nu? Dar, dar așa cum spuneam, 3 zile, da, și prin rotație, adică întotdeauna vor fi și trebuie, repet, vreau să atrag și alte companii noi, care și ele la rândul lor vor lucra poate 3 zile, 4 zile, dar unde să le atrag? În ce spații de birouri? Corect. Deci tu spui că într-un orizont rezonabil piața de office începe din nou să-și reia creșterea naturală, probabil într-o o nouă paradigmă și cu probabil clădiri mai de prestigiu. Mai de prestigiu, da. Te facă să zici, bă, da, aș vrea să fiu aici. Da. Frumos. Și zona de retail și industria? Păi, acum citisem și mă îngrijorasem un pic, așa să zic, de faptul că este o propunere legislativă ca supermarketurile să fie închise în weekend. Dar am fi prima țară care face asta. Știu în Franța, Germania deja e și Belgia și Elveția. Da, da. Multe țări sunt, da. Dar cum spuneam mai devreme, îți povesteam, noi suntem croiți altfel totuși și o comparație, de exemplu, între noi și colegii mei din Austria, la un dat cu care am lucrat, terminau programul la ora 5, la ora 5 rupea ușa. Da? Ceea ce... Okay. Ceea ce la noi nu prea se întâmplă. Dar poate știi cum e treaba cu ouă și găină, care a fost primul. Poate că asta ar fi o cale să ajungem să ne apreciem mai mult timpul și să-l folosim mai eficient. Problema e vorba de eficiență, că tu poate poți să faci treaba și în programul respectiv. Nu trebuie neapărat să lucrezi 10 ore, 12 ore, 14 ore. Da, probabil. Să faci și pentru mine. Și pentru mine, că nu-ți închipui, că atunci când ajung mai devreme acasă, soțul meu zice, wow, dar ce s-a întâmplat cu tine astăzi? Da? Dar eu cred că această trecere ar trebui să fie treptată. Revenind la întrebarea ta, eu cred că retail-ul e pe un platou plat, adică eu nu văd o creștere spectaculoasă a retail-ului până una alta... poate în orașele secundare să mai crească ceva. Da, să mă gândim și eu. Da. Logistica, eu cred că încă mai are loc de creștere, pentru că online-ul devine din ce în ce mai puternic. Chiar mă gândeam pe ideea, domnule, să închid supermarketurile, ok, o să cumpăr mai mult de la Freshful sau de la... Da? Pentru că mi este simplu că mi le aduc acasă oricând, la orice oră, da? Imediat să ne-am repoziționat și n-a trecut decât 2 zile. Da, exact, da. Exact, da. Aș face un pic la reglementare. Mi-a plăcut treaba asta și o văd tot mai des în studiile mele. Citesc mult pe subiectul sustenabilitate, long-term thinking, cum urbanizăm bine, mai bine orașele pentru viitor, cum combatem schimbările climatice, cum ne adaptăm la schimbările climatice, cum facem tot ce facem în jurul nostru să fie mai ușor de trăit în comuniune cu ceilalți și ușor de lăsat ca un soi de moștenire generațiilor care vor urma. Da. Și aproape tot soluția este în reglementare. Și avem această reglementare care în Europa
e un fel de, mă refer la construcții imobiliare, e un fel de echivalentul mașinilor hibrid pentru industria auto, adică între mașina pe combustie, motor pe combustie și motorul electric. Asta a găsit o cale de mijloc, băi, până ajungem toți la motor electric sau motor pe hidrogen, mergem pe hibrid, combustie electric. Și în imobiliare și construcție, această reglementare din auto se numește NZEB, Nearly Zero Energy Building, pentru cei care nu sunteți încă familiarizați cu terminologia. NZEB, practic, este un fel de hibrid în trecerea către case pasive sau către un alt standard, să zicem, care poate exista la momentul respectiv, pentru case care consumă cât mai puțină energie și pe cât se poate din surse cât se poate de verzi, da, care nu polează și nu aduc stricăciuni în jurul nostru. Întrebarea, pentru că tu ai trecut prin asta, ai autorizat NZEB, da? Cât de bine pus la punct este această reglementare și cât de mult se respectă în România? Dacă mă întreb pe mine, eu nu cred că se respectă. Așa cum este ea, iarăși venim și discutăm de reglementări. Acum discuția a fost și s-a modificat totuși legislația, pentru că ea spunea, domnule, 30% surse care provin pe o rază de 30 de kilometri. 30 de kilometri. La Slatina unde ai surse regenerabile? Poate să fie. Sau nu, poți, să cumperi, poți să cumperi de la... De la cine? De la hidroelectrica. Poți să-ți dă voie legislația, nu? Da, dar același lucru se întâmpla în București. Cumpărai de la Enel. Enel îți dădea o hârtie că da, îți livrează 30% din surse regenerabile. Asta cineva și-a adunat toată puterea pe care a, dat, a zis Enelul că o dă 30% din sursele regenerabile din Berceni sau unde este, nici mai știu unde este stația, ca să vadă dacă stația aceea producea suficientă putere ca să asigure 30% pentru toată lumea? Norocul nostru e că totuși, dacă te uiți așa pe mixul energetic național, noi nu stăm deloc rău față de Europa. De exemplu, dacă compar cu Polonia, România e an lumină la capitolul regenerabile în mixul energetic. Da. Ce vreau să spun este că pentru dezvoltatorii, repet iarăși, pentru colegii mei din asociație și pentru dezvoltatorii serioși, că nu toți sunt în asociație, există și dezvoltatori serioși care nu sunt în asociație, interesul e foarte mare pentru această latură de NZEB. Și cum îți spuneam mai devreme, noi am avut discuții cu autoritatea publică și cumva au înțeles și ne-au ajutat în acest sens. Pe de altă parte, sunt costuri foarte... Adică încă avem costuri mari. Da? Și atunci lucrul acesta, iarăși, de aceea, repet, discuția asta între cei care dezvoltă și autoritate trebuie să fie foarte apropiată și toată lumea să înțeleagă, în ciuda faptului că suntem rechini sau mafie sau așa, mulți ne dorim să facem ceva pentru clientul final, pentru cel care zice că suntem mafie, rechin și așa mai departe. Și atunci trebuie să înțeleagă că nu cerem 10% în plus sau 5% în plus față de vecinul doar pentru că vrem să câștigăm noi mai mult, ci că acei bani, cu acei bani eu instalez poate un post trafo suplimentar ca să pot să asigur suficient curent pentru prizele electrice. Încărcarea auto. Pentru încărcarea auto. Da. Sau pentru că trebuie să realizez pe bloc o structură metalică pe care să prind panourile fotovoltaice. Sau trebuie să fac o placă mai groasă ca să pot să pun niște echipamente speciale pentru, acum, de exemplu, la proiectul meu din Clucerului, vreau să realizez pompe de căldură pentru fiecare apartament. Frumos. Da? Pe ideea asta de NZEB, da? Și atunci mai e de lucru la această legislație, dar eu consider că suntem pe drumul cel bun. Da? Pentru că autoritatea a înțeles cumva necesitatea și atunci ne și ascultă. Dar, repet, ar trebui totuși și cei care construiesc și cei care cumpără să fie foarte atenți. Sunt zone în care... Acum stai să mă întreb, cât atenți pot fi, că nu sunt tehnici? Am discuția asta des cu colegii mei, facem training-uri săptămânale de... Cred că sunt prins 5 ani deja. Fiecare săptămână ne vedem pe Zoom, toate echipele din mai multe orașe din țară și discutăm. Și periodic revine povestea asta cu NZEB și
sustenabilitate și na, ieșim și către zona de pompe de căldură, care are și nu are legătură cu enzime. Trebuie să se referă, în primul rând, la capacitatea de a menține energia în interior. Pompe de căldură sunt extrem de bune pentru că nu poluează și sunt și extrem de economice. Economice, adică eu am acasă. Da. Mi-a scăzut costul la o treime, sub o treime, la un sfert. Mi se pare incredibil. Mă întorc. Și inclusiv colegilor mei, este uneori greu să explic. Eu care nu neapărat sunt tehnic, dar nu, am observat o facultate de profil, IT, dar totuși înțeleg tehnic cam cum funcționează lucrurile și îți dai seama că lor cu atât mai greu le este să prezinte clienții, care clienții oricum n-au habar. De ce trebuie să știi clientul de un checklist NZEB? Că nici nu știu ce înseamnă NZEB oricum și atunci mai degrabă tot în reglementare stă cheia. Cum poți să faci NZEB o să fie ușor de executat și ușor de verificat după că s-a făcut bine? De verificat am tot gândit la eu aș propune, la verificat e foarte simplu, dezvoltatorul trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere că respectă legislația la momentul la care semnează contractul de vânzare-cumpărare. Și cine verifică după? Nu toată lumea, hai să ne înțelegem, în momentul în care îl pui să dea o declarație pe proprie răspundere. Își asumă. E penal. Declarații corect, și așa mai departe. Îmi povesteau la un dat un coleg din asociație că de foarte multe ori ne loveam de acest aspect. Cum facem să fie respectat? Cum facem să fie totul în regulă? Și spunea, domnule, la noi, în Israel, eu ca dezvoltator, dau o declarație și eu și proiectantul pe propria răspundere notarială că am făcut proiectul în conformitate cu legislația. Uh-huh. Te cam strânge așa de spate uneori dacă faci un fals în declarație, că e penal și riști niște ani de închisoare, da? Cum astăzi ești obligat să te duci cu un certificat energetic, da? Uh-huh. Mai nou ești obligat să duci și un PAD, ceea ce eu salut această decizie a guvernului care a introdus obligativitatea dezvoltatorilor sau la vânzare să se prezinte polița de asigurare, pentru că nimeni nu încheia polițele de asigurare. Există mecanisme, știi? Repet, totul este să se și vrea. Ar trebui, bineînțeles, și educați. Aici îmi place mie cel mai mult. Da, există o asociație care se numește BREC, da, și care fac un real estate, practic niște clase unde oameni din toate domeniile, că se numește hotel, retail, marketing, juridic, rezidențial, toate, prezintă domeniul respectiv și îi învață dacă vor să asculte și vor, adică am avut o surpriză foarte plăcută, eu predau acolo partea de rezidențial. Da, bun, frumos. Îmi place. Eu zic așa că am o vârstă și mai trebuie și cei tineri să îmi plătească și mie pensia, nu? Și trebuie, recunosc, pe mine nu a învățat nimeni. Da? Uh-huh. Pentru că așa a fost sistemul și pentru că nu am totul făcând și învățând, știi? Foarte multe lucruri le-am învățat din greșeli, am greșit și eu, adică nu e ca și cum n-am greșit, și atunci eu vreau să dau aceste cunoștințe mai departe. Și eu cred că este și un rol al nostru să învățăm clienții, să învățăm lumea și, repet, dacă ar exista iarăși reglementate lucrurile acestea foarte, foarte bine, atunci lucrurile ar sta mult mai simplu. Am dat un proiect recent care, pe sufletul meu, așa se numește NZEB Expo, nici dacă auzi de el. Cu această ocazie ți se lansează și invitația oficială, se spune pe sticlă acum, da, să se noteze. Este un eveniment în două ediții pe an. O ediție este la București, la Romexpo, pe 14-16 iunie 2024, în pavilionul B2, și a doua ediție este la Cluj în 1-3 noiembrie 2024. Este al treilea an deja de eveniment. Primii doi au fost la Cluj. De asta lumea de București cunoaște mai puțin acest eveniment. Suntem asociați cu Maru Șoflete de la Cluj, că e cea mai cunoscută voce în zona asta de NZEB, case pasive, zonă sustenabilă în construcții. Și cu Mihai Cima, care e cunoscut pentru Universum și Imobiliarium. Și el o voce în zona asta de evenimente și implicat în real estate activ.
Și cu ocazia te invit să fii alături de noi. Avem trei main, avem trei stage, între care unul enorm, un main stage, exact ca la model exploreal, poate chiar mai fain. Ah, super! Da, o să fie un eveniment Vin B2B. Cu siguranță! Da, deci B2B nu este un târg. Da. Este un eveniment de construcții și imobiliare sustenabile. Super! Da, trei stage-uri, 150 de expozanți. Ne așteptăm undeva pe 30.000 de oameni care să ajungă la noi, pentru că avem toate pârghile și online și offline să-i atragem. Și băieții Marius și echipa lui de la Cluj, Marius Șoflete, fac o treabă extraordinară în subiect. Super. Sunt cei mai buni din România, by far. Da. Un alt mod de a prezenta oamenilor și oamenii să înțeleagă. Și vrem să facem ceva chiar spectaculos. O să fie niște paneluri foarte faine vinerea pe tema de real estate, dezvoltare imobiliară și aici. Aș vrea să te avem lângă noi dacă ești deschis, o să-ți dau invitația și oficial, da, înscris. Și tot felul de materiale educative, tot felul de speakers super faini, plus standurile tuturor oamenilor și o perspectivă pe termen lung, adică vrem chiar să devină un expo real, NZB Expo al Central Eastern Europe, înglobând practic ambele lumi, exact cum și expo real face, că înglobează ambele lumi, da. Și real estate-ul și construcțiile. Mă rog, parțial construcțiile, noi vom reuși pentru că avem pe Marius, care e vocea cea mai bună, cea mai importantă în domeniu și chiar cred că România poate deveni un hub regional, nu numai să fie o Românie puternică per se, ci o Românie puternică în contextul european, să atragem tot ce este în jur, să devenim aici un hub. Eu cred că avem un potențial extraordinar de dezvoltare. Noi putem să fim unde vrem, totul este să vrem. Da. Eu asta consider. Adică 100%. Aș fi putut să plec din țară de atâtea ori. Am avut dosarul pregătit, am trecut de primul interviu să plec în Canada, dar n-am simțit-o. Da? Mai râdeam cu soțul meu și spuneam, și ai mei mă chemaseră la un dat să mă duc în Spania. Mi-ar fi fost foarte simplu. Vorbesc limba, mă înțeleg bine cu ei, mi se pare o țară foarte frumoasă, îmi place căldura, că am trăit foarte mulți ani la mare, la malul mării și atunci, da, eu iubesc căldura. Dar nu am simțit-o niciodată. N-am simțit nevoia să plec de aici pentru că am considerat că trebuie să pun numărul, să fac și eu ceva și că România asta ai ce să faci. Dacă vrei, chiar poți să faci multe lucruri și multe lucruri frumoase. Total de acord. Mulțumesc foarte mult, Antoanela. A fost o discuție extraordinară. Am reușit să intrăm în două subiecte din 10. Îmi pare rău. Eu când mă pornesc, nu mă mai opresc. Chiar râdeam cu colegii de la curs. Cursul ține de obicei până la ora 9 sau 9 jumate și ne apuca și 10 jumate acolo și îmi făceau semn fetele, ne dau ăștia afară, trebuie să plecăm. Pentru că eu, da, dacă am atâta experiență în domeniu și am trecut prin atât de multe lucruri, îmi place să le povestesc, știi, și să le spun tuturor. Mulțumesc oricum mult de invitație. Nu te las să pleci până nu te cem prin cele 7 întrebări deja, deja faine pe care oamenii deja le știu, sunt deja tradiționale. Ia să vedem. Prima întrebare, se cheamă chestionarul de concept 7. Ia. Deci e 7, că 7 e cifră magică. Vă țineți minte, da? Așa. Ce îi răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Inginer constructor. Mamă, maică, ești inginer. Ce da, inginer constructor sunt. Da. Acum se explică cum reușești să inginerești trei lucruri în același timp. Că este de multă inginerie, să fii și într-o asociație, să fii și într-un dezvoltator imobiliar și într-un fond de investiții. Este ce aș face același lucru. Dacă mai pune să mă întorc în trecut, aș face exact același lucru. Foarte fain. Întrebarea numărul 2. Ce sfaturi i-ai dat copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Să se gândească foarte bine ce așteptări are de la acea investiție imobiliară, pe termen scurt, pe termen lung, ce își dorește. Da? Pentru că poate fi o investiție bună pe termen lung, dar poate să fie o investiție nu foarte bună pe termen scurt. Trebuie să se consulte cu un specialist dacă nu se pricepe. Oricui îi spun și pe toată lumea sfătuiesc să nu cumpere o casă dacă nu se pricepe. Excelent. Sau să apreze la The Concept. Da. Da. Pentru sunt. Ce sfaturi i-a dat bunicii tale care vrea să facă o investiție? Orice fel de investiție. Bunicii tale. Bunicii mele. Ce sfat i-aș da bunicii mele dacă vrea să facă o investiție? La fel. Aș sfătui-o să facă o investiție imobiliară pentru că la sfârșit
va avea un randament bun, dacă mă întreabă pe mine unde să cumpere și ce să cumpere, uh-huh. și atunci voi fi și eu câștigată pe lângă ea, nu? Că îmi va rămâne mie moștenire. Wise. Ce carte ai dea să citească fiecărui român? Ha, aici e greu. Cartea mea preferată, ca să zic așa, a fost Prințul Mareelor. Da. După care... Interesant, n-am auzit niciodată. Așa. Mie, în general, îmi plac și cărțile despre istoria diverselor popoare. Și poate părea ciudat, îmi aduc aminte, acum, nu știu dacă știi, a apărut serialul Shogun și pe mine m-a fascinat întotdeauna istoria Japoniei. Am și fost în Japonia, tocmai pentru că mi-am dorit să văd, am fost în perioada de... în perioada de înflorirea cireșilor, este mai. Superbă Japonia. Mm-hmm. Aprilie. Aprilie mai. Nu o să ajungem niciodată acolo. Mm-hmm. Și nu noi, că noi ca noi, dar nici nemții, nici nimeni, oricine, adică, da, mie îmi place să citesc despre cultura altor popoare și despre istoria altor popoare. De ce? Pentru că eu consider că nu suntem singuri în acest univers și pentru că mie îmi place să călătoresc foarte mult. Uh-huh. Și atunci când îmi place să călătoresc, vreau să nu mă duc în necunoscut, ci să știu câte ceva din obiceiurile oamenilor, din cultură. Am constatat, mergând în diverse locuri din această lume, ești altfel privit și ești altfel întâmpinat și ți este mult mai simplu când interlocutorul tău își dă seama că știi câte ceva despre el. E o tehnică de câștigare a încrederii, gaining trust. O vorbesc în fiecare săptămână. Cel mai fain a fost și pentru mine, când, și este în continuare, că mă duc în Spania. Pentru că inițial vorbesc în engleză cu ei. Da? Nu, spaniolii nu vorbesc foarte mult engleză, japonezii deloc, dar îi vezi că se chinuie să-ți explice în engleză și când îi văd că se chinuie să-mi explice în engleză, încep să vorbesc în spaniol. Aha, deci unde erai? Nu-ți dai seama, am zis că odată să pun pe cineva să îi fac o poză sau un film, celui cu care vorbesc îi înflorește fața. Un zâmbet până aici, nu știe ce să-mi aducă la masă, mai ales la restaurant, știi? Adică altfel se simt în momentul în care știi ceva despre ei. Absolut. Ai ști și pe Lucian Boia? Nu. Este intrigant așa, este cel mai modern scriitor de istorie autohtonă românească. Ah, ok, da? O să mă uit. Și pune istoria României într-o nouă lumină, exact cum spui tu, într-o mare europeană și, mă rog, mare globală, nu doar Vlad Țepe și Mincea cel Bătrân, Mihai Viteazu. Da? Da. Și e foarte interesant. Adică îți dai seama, citindu-i cărți, am citit pe toate. Am devorat, efectiv. Da? Super. Sunt mai multe. Efectiv, nu-ți vine să o la jos. Adică până la cap, vezi, că pentru că îți dai seama, de fapt, cum am ajuns să gândim cum gândim acum. Referitor la ce spui tu, că îți place să cunoști lucruri culturale despre poporul sau orașul pe care îl vizitezi. Pentru că instant îți dai seama despre tine sau despre ceilalți care sunt lucrurile care îi mișcă. Ce ne mișcă pe noi români? Da. Și zi pe Boia și să-l dați seama ce ne mișcă până în români. Ce podcast ai recomanda oricărui român să asculte? Pa, știi că eu nu prea m-am uitat așa neapărat la foarte multe. Sau audio, poate fi și audio, nu doar video. Eu aș recomanda lumea să se uite și să caute acele podcasturi sau acele audio care fac referire la necesitățile lor. Da? Pentru că până la urmă timpul nostru liber este destul de limitat. Că avem copii, că avem familie, că avem joburi și așa mai departe. Și le-aș recomanda ca interes, nu vorbesc aici de interes din punct de vedere al jobului, ci de necesitățile lor, nevoile lor, de a-și îmbunătăți anumite calități, de a se simți bine, indiferent de domeniu, da? Deci eu, de exemplu, dacă mă întreb pe mine, eu acum caut și când mă uit și caut ceva să citesc, să mă uit pe internet ce-mi doresc eu, întotdeauna caut exact ce ți-am spus, unde să mă duc să călătoresc,
mă uit la tot ce ține de călătorii, mă uit la tot ce ține de construcții, mă uit la tot ce ține de proiecte. Cum apare câte un proiect, mă uit chiar și rând, că acum știm cu toții că dacă vorbești de mașini, îți apar reclame de mașini pe calculator, pe cine știe ce te uiți. Tot ce ține de real estate, tot ce ține de construcții, îmi place foarte mult și partea legală, da? În fiecare dimineață citesc, sunt abonată la un știri, la un site de avocați și citesc diverse spețe pe partea de legislație, de companii și de cadastru și așa mai departe, că poți să-ți alegi. Da, soțul meu știe, nici nu vorbește cu mine dimineața, pentru că eu îmi iau tableta și citesc cele 10 spețe pe care le primesc în fiecare dimineață. Uneori recunosc chiar și răspund, că îmi place. Cum se cheamă site? Avocatnet.ro. Avocatnet. Da. Avocat.net, nu? Avocat.net, da, ceva de genul. E foarte interesant, foarte interesant. Și acum mai râd cu notarii mei sau cu avocații noștri, că eu îi mai sun câteodată și le zic, fii atent, am o speță, așa, așa, dar eu cred că trebuie să facem așa, așa, așa. Și notărița mea zice, și atunci de ce mă suni? Nu zic, că vreau să confirm cu tine. Până la urmă eu sunt inginer constructor, tu ești notarul. Da? Știi? Dar da, aș recomanda oamenilor să se uite și bineînțeles la cele serioase, că vedem tot felul de nebunii pe internet astăzi, încât... E foarte interesant că ai spus asta cu cele serioase, pentru că vine epoca AI-ului, o venit asta deja, dar de-abia la început. Și o să avem la content creat de AI, deja sunt statistici, eu sper să nu fie așa, dar sunt deja, care spun că în 5 ani 95% din contentul de pe internet va fi generat de inteligență artificială. Pe mine mă sperie lucrurile astea. Da. Sincer îți spun. Exact. Pe mine mă sperie pentru că este o lamă cu două tăișuri, da. Știi? Va duce la foarte multă dezinformare. Exact. Știi? Aici este exact ce spune, aici aveam să ajung cu ce spuneai tu mai devreme, din sursele serioase să te informezi. Cred că exact. Marea provocare în următorii 5 ani și vorbim și în anul cel mai important din ultimele câteva decenii, anul în care s-au suprapus toate alegerile posibile în Europa, în majoritatea țărilor, plus în două treimi din lumea, în toată lumea. Și odată în plus, dacă nu te informezi unde trebuie, poți să te duci într-o zonă care efectiv destabilizează absolut tot. Nu credeți, viața ta, viața celorlalți, tot. Da. Nu credeți prima știre. Eu de fiecare dată când caut câte ceva sau când găsesc câte o știre, încerc să caut pe internet să găsesc alte publicații sau alte articole legate de acea știre. Până nu găsesc 3, 4, 5 care să mă facă să cred în acea știre, nici nu o iau în considerare. Pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori, sincer îți spun, în ultima perioadă să văd niște știri pur și simplu aruncate așa aiurea și imediat intram și căutam și nu erau adevărate. Foarte înțelept să faci asta. Cred că sunt deja și site-uri care îți fac acest cred că se numește curation, curarea contentului, dar nu cred că în România avem. Sigur este în America, am văzut un astfel de site. Avem două întrebări, Antone, da? Așa este întrebare. Care este românul tău preferat? Poate fi actual, trecut sau viitor? Poate fi un AI. Românul meu preferat. Eu nu știu dacă aș putea să zic doar un român preferat. Mie mi-au plăcut foarte mult și mă simt mândră așa că există astfel de oameni, frații Dedeman, îți spun sincer. Frații Pavel. Frații Pavel, pentru ceea ce au făcut cu un business românesc, pentru că ei arată, așa cum spuneam mai devreme, România are un potențial imens. Și ei arată că dacă vrei, poți. Da? Știu că până în ziua de azi sediul Dedeman este încă în Bacău și rămâne în Bacău. Și rămâne în Bacău și au avut o viziune și adică au început cu acest proiect Dedeman, doar că nu au rămas blocați în el și și-au diversificat afacerile și așa mai departe. Deci pentru mine ei sunt, pentru mine prin prisma jobului pe care îl fac, pentru mine ei sunt cei românii pe care, preferați. Foarte fain.
Cunoaștem și noi Bacău, lucrăm pe un proiect chiar lângă Molul, Arena, de acolo și vedem potențial în oraș. Este încă într-un soi de depresie orașul, dar să ai capacitatea să vezi pe termen lung potențialul, să investești în el și să crezi cea mai mare companie antreprenorială, plecând dintr-un oraș care acum 10 ani, cam de atunci început căderea lui, era deja într-un soi de depresie, e mare lucru. Bravo lor. Și asta arată exact ce spui tu, cât potențial există, de fapt, în spatele cenușii sau în spatele prafului. Și ultima întrebare. Aici cred că e destul de simplu. Europa, America de Nord sau Asia? Sau altceva? Europa. Da, să spunem că e simplu. Avi răspunsul de genul Australia în prim toată? Australia, ok, interesant, da. E prea departe. E cam departe, da. E departe, da. Și eu toți prietenii i-am aici. Eu nu am timp liber. Da, da, ar fi ciudat. Nu mă simt bine fără prieteni. Asia pentru oportunități. Da, văd, dacă te uiți economic, pare că și ca populație și tot balanța se duce într-acolo. Dar nu mă atrage și n-aș recomanda nimănui să ducă să locuiască în Asia. A, să viziteze Asia. Da. Suntem culturi diferite, da. Daniel. Tocmai ți-am spus că am fost în Japonia și eu sunt o fire foarte expansiv, așa, și foarte. Și mă uitam la ei, primul șoc pe care l-am avut în prima zi a fost că mi-am luat rucsăcelul, biscuiții și banana în rucsăcel și am mâncat banana. Și unde arunc o așa de banană? Nu au coșuri de gunoi. Ah, o ții la tine și o duci... Deci arunci gunoi la tine acasă. Wow! Deci asta a fost primul șoc cultural pe care l-am avut. Da? Sunt mare băutoare de ceai. Și am intrat într-un... Am venit, să înțelegeți, cu o valiză plină de ceaiuri din Japonia. Și am intrat să-mi cumpăr ceaiuri. Și era vânzătoare, ajutorul de vânzătoare și o doamnă în fața mea nu era hotărâtă. Să zic că am așteptat un minut. A ieșit ajutoarea de vânzătoare. Ne cerem scuze. Clienta din față nu este foarte hotărâtă, dar vom face tot posibilul să o servim, să nu trebuiască să așteptați foarte mult la coadă. Frumos. În metrou nimeni nu vorbește la telefon. Nimeni. Sunt două linii drepte și după aceea vin așa lateral. A oprit metrou, trenul de suprafață, ce vrei tu, la 7, ora 7, 3 minute și 50 de secunde fix. Toată lumea așteaptă aici la capăt, cei care vor să urce, unul după altul, da? Coboară toată lumea, după ce a trecut de oameni, ultimul om care a coborât din metrou, încep să urce ceilalți. Exact ca în București. Da. Cultura noastră este alta. Mâncarea, am fost în China. Mâncarea chinezească din restaurantele noastre, să ne înțelegem, n-are nimic de a face cu mâncarea chinezească din China. Da? Adică, da, să te duci să vizitezi, să te duci să te distrezi, să te duci, dar eu cred că e greu pentru un european, da, să se adapteze totuși, poate pentru copiii europeanului, că atunci când ești mic ești mai flexibil, dar pentru noi, pentru tine, pentru mine nici nu mai vorbesc, eu cred că e destul de dificil să te adaptezi culturii respective din Asia, au altă cultură. Subscriu. Europa, ba mai mult, România. România, de acord. Spusul meu. Mult succes, Antonella, în noua ta experiență cu Meta. Mult succes și în Gravia, să duci la capăt proiectele lor. Și m-aș bucura să ne vedem mai des și și prin prisma AREI, Asociația Investitori Imobiliari din România. Ești foarte activ aici, piața imobiliară și România, în general, are nevoie de oameni activi și are nevoie de tine. Așa că ne bucurăm că ești aici lângă noi. Îți lasă invitația să ne vedem recurent când sunt alte perspective noi de tratat, pentru că, după cum îți spuneam, mai am 8 întrebări din 10. Cu mare drag. Sunt aici, nu plec, da? Așa cum îți spuneam, rămân locului și îmi doresc să las ceva în urma mea, știi? Asta este ideea și atunci... Te invităm încă o dată la NZB Expo să fii speaker în prima zi, care e practic cea mai hot, da, vineri pe 14, să dezbatem alături de un cadru foarte fain, vă invităm pe toți să fiți alături de noi acolo, la Romexpo, la pavilionul B2, și așteptăm 2024 intens, pronosticuri, o să iasă pe plus, iasă pe minus? 2024 e un an periculos,
da? Pentru că avem alegeri și nimeni nu o să facă nimic. Mm-hmm. Așa, mie mi-e frică de 2025, sinceră să fiu. Pentru că nu o să ne placă prea mult, dar trebuie să înțelegem că nu se pot face lucruri într-o țară fără să plătim taxe și fără să ajutăm, mm-hmm. da? Nu se pot construi drumuri, nu se pot realiza parcări, spații verzi și așa mai departe, fără bani. Și atunci trebuie să plătim taxe. Cum spunea un prieten acum ceva ani, când era mai pe la început și era un prieten la el și spune, băi, câte taxe am plătit la stat luna asta, știi? Și răspunsul lui a fost și până ziua de azi, țin minte momentul, Iulian sau cum îl chema, îți doresc din toată inima să plătești taxe din ce în ce mai mari, pentru că asta înseamnă că îți merge business. Exact. Exact. Da. Da. În nota asta a fost Antoanela Comșa. Mulțumesc mult, mult succes și să ne vedem cu bine în iterații viitoare. Succes și vouă și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mersi mult. Toate bune.